afaceri ilegale cu coniac și vodcă. Doi bărbați din Rezina și Fălești risc amenzi de până la 3.000 de lei, suspectați că vindeau băuturi la domiciliu fără a avea acte de proveniență. În primul caz este vorba despre un bărbat de 70 de ani din orașul Rezina. În urma perchezițiilor la domiciliul acestuia, polițiștii au depistat și ridicat peste 100 de sticle, câte jumătate de litru pline cu divin, sub denumirea unor mărci de brand, timbre, etichete, sticle goale, dopuri pentru sticle, toate în valoare de aproximativ 20.000 de lei. Audiat de polițiști, acesta a declarat că băutura o aducea din Transnistria, apoi o îmbutelia în condiții de casă. O sticlă de alcool era vândută cu 50 de lei. Un alt bărbat identificat de polițiști este din Fălești. La domiciliul său au fost descoperite circa 200 de sticle cu vodcă, sub denumirea unor branduri cunoscute, pregătite pentru a fi vândute. De asemenea, au găsit etichete, capace, sticle pentru îmbuteliere, precum și alte recipiente. Valoarea bunurilor constituie circa 15.000 de lei. În ambele cazuri, producția a fost confiscată, iar cei doi riscă o amendă de până la 3.000 de lei.